și prin ea să izgonească din inimile lor ușurățile tinereții și să lumineze mintea lor ca să vadă de la rău și să facă totdeauna binele. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul zidirii tale ai pus întrânsa înțelepciune, cumpănă și putere, Cel ce pe omul creat de tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a mărunte, dă-le lor râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a strivi biserica, patria, neamul și școala prin comoara sfântelor și deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-ți spune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În continuare, aș dori să îmi dați voie să prezint colectivul cadrelor didactice de la Școala Spiru Haret, Oltenița, și cadrele titulare ale școlii, începând cu doamna director adjunct Tsugui Cristina Monica, profesor de chimie. Puteți aplaudați! Păun Anișoara, profesor de limba română. Munteanu Laura, profesor de limba română titular, actualmente având funcția de inspector școlar general adjunct. Bără Nicoleta, profesor de limba engleză. Achim Raluca, profesor de limba franceză. Chesăraicu Lucian, profesor de matematică. Dinu Luciana, profesor de matematică. Vasile Maria, profesor de fizică. Eftene Nicolae, profesor educație fizică. Kira Mihai, profesor educație fizică. Bena Tudora, profesor de biologie. Colceac Viorica, profesor de geografie. Chițu Ecaterin. Cine vă iubește, vedeți? Sau cine e iubit, nu? Dacă anul trecut am început anul școlar cu foaie, începând de ieri, vremea s-a făcut frumoasă, bănuiesc că vacanța a fost foarte lungă și v-ați odihnit, la fel și noi, și abia așteptați să începem școala. Și sperăm ca să fie totuși un an bun. Astăzi participă la festivitatea noastră de început de an școlar și domnul George Chiru, comandantul poliției Oltenița, cu care vă va adresa câteva cuvinte. Vă rog. Vă mulțumesc, domnul director. Numele Poliției Române, am dorit să vă adresez și un mesaj. Profesor Costică Cocioc. Să vă mulțumesc. Eu am surprins părinți
organizează din activități sănătoase și activități în afara casei. Ultimele sunt parte a ceea ce se numește Retorul Independent Educativ. Așteptarea dascărilor lor, Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i de cursele rătăcirilor celor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii. Înzestrează-i cu voința de a-și se binecuvântarea Ta, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiește și mântuiește și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și până. Clasele a noua, da? Atelierul, localul B, cel din mijloc, și localul C, ultimul, din stânga. De asemenea, avem și cantină și sala de sport. Rugămintea este ca diriginții să meargă la clasele repartizate cu elevii. Mulțumim!